prima oară când am venit la balta asta, cum vreo 2 săptămâni jumate, am făcut un filmuleț pentru Spiritul la Carat. Am avut o grămadă de rupturi și de atunci mi-am promis mie că am să revin și am să-i prind pe cei mari care mi-au rupt. Astăzi m-am întors și după câteva zile de tatonări am reușit în sfârșit să-mi dau seama de comportamentul lor și am aplicat o strategie care e foarte simplă. I-am obișnuit cu pâine. Tot timpul când am plecat am aruncat pâine și s-au obișnuit să mănânce pâine și acum, astăzi, am reușit să îi păcălesc pe doi. Sunt, cred că, cei mai mari pești care s-au prins aici pe balta asta. Sunt foarte multe agățături și nu prea poți să pescuiești la fund. Încet, încet. Surpene. E mai mare steli? Stăli! Hai, nu știu cum se face. S-a băgat aici în stânga. Stăli! Stăli, uite-te un pic. Nu te poți duce pe acolo. Cred că trebuie să tai papura aia cu textilă.
Ia să ia. S-a prins pe fir foarte multă papură în smoc. Intrat în stufa asta și nu mai pot scoate. Am așteptat 15 minute și nu reușesc să-l scot. Uite-l aici și tot văd coada acum. Ia mă, unde? Stai, stai, nu pot să te găsim. Nu știu, dacă vrei mă bade, băi. Uite, uite. Uite-l aici în fața mea. Uite aici. Vezi cum se mă. Uite cum a venit. Uite cum a venit, uite acolo mai mult, poate să-mi cur. Nu, no, că n-ai ce să mai... Dacă intri, dai papura la o parte și aia e, știi? Dacă vrei să intri. Începe acțiunea. Până un pic dacă ar ieși mă încolo, mă, dar nu vreau. Hei, nu mă gândesc. Poți să-mi iei un pic rogăi? Hai că vine acum aici. Cu echipamentul de safari. Da. Trebuie să scoată din pește. Îi facem un pic de loc. Se bagă, că se vâlbă. Acolo, acolo, în față. Exact, ăla ne omoară. Exact prostia aia, smocul ăla, da. Când îi dacă nu vine la mare, cred că și vid. Te văd că te... Nu l-ai văzut, da? Da, se vede că are, da. Cozile sunt mari, de-aia și o ia așa din pușcă. Nu e nici foarte mare, dar nici mic nu e, știi? Plecat? Plecat, dar unde? Să băgăm noi încoace, fii atent. Da, nu! Uite-l, se duce încolo. Dar ți-i firul pe aici și el e... Da, mă, păi da, smocul ăsta nu... Uite, vezi că nu poți să iese de sub ăsta. Că-l tot... Că-l preșeta firul pe el. Dar bagă cu ăla la întâi, că e mai țapă la vârf. Vrei pe ăsta? Nu știu ce ține de ea. Nu mă rog chiar să merg. Cum? Nu trebuie să vreau să se vedeți. Hai de stare, nu? Dacă faci ceva în rime. Nu, da. Numai dacă poți cumva să ajungi la... Smocul ăla. Smocul ăla, că ăla nu-i curcă. Că nu-i nici să meargă, nici să vină. Poate se rupe bățul. Uite așa. Gata. Hai că imediat, imediat, imediat să-l aduc. Stai. Așa. Nu mă dacă
poți cumva să ajungi la... La smocul ăla. Smocul ăla, că ăla ne încurcă, că nu-i de voie nici să meargă, nici să vină. Știu, da. Se adâncește încolo, știu. Nu pot să-l mai ridici un pic, să-l mai văd. Drag. Hai că-l scoate. Că-l scoate, vine. Ia, că zis, e gusă, mama, e mare. Lasă, taci, taci. Gata. Hai să-l, stai numai puțin să-l las. Uite, vezi? Uite, smocul. Stai că fac altceva. Mă duc cu bățul. Uite așa. Gata, mă. Stai. Unde-i peștele? Hai că imediat, imediat. Imediat să-l aduc. Pregătește micromul. Așa. Hai că-l scoate. Că-l scoate, vine. Cu zi se duce, mamă, e mare. E mare, mă. Stai, stai. Hai, încet, încet. O glindă, mamă, că ești frumoasă. Foarte felul cât e de frumoasă. Ai să-mi bag. Am să vezi că-ți rupe. Nu, vezi, ai grijă cu niciodată. Gata, hai, dar nu-mi capi să nu niciodată. E trage numai cu... Trage numai așa, trești. Hai, trești, trești, trești. Ce o glindă frumoasă, frate. Lasă, lasă, gata, lasă, mă, că l-am luat. Stai, lasă, lasă. Hai că să nu te ducă niciun lucru. Este! Victorie! Hai, lasă salpă. Hai, lasă salpă. Nu, nu m-am dezbrăcat degeaba. Asta este, merg. Dar uite-te, merg, cât e de frumoase, frate. Așa. Uite-a duc cântarul și două mai încoace să nu sare în apă. Vezi că ăsta... Telefonul. Nebun. Bă, tu nu, ați arată livre. Pe... Mă, stai pe două. Mă, bine, cu dracu, așa. Este liv... Fain. Super fain, stai. Bravo. Uite, pune sărteaua pe margine și ghiblezi cu mine să-i. Nu băga în apă sărteaua, numai peștele. Cum mai pune apă? Eliberare frumoasă, crap o glindă de 9 kg. Este... Bravo. Să începem o nouă aventură, o nouă vânătoare, mai bine spus. Să sperăm că o să mai prindem și altă dată. Acum am să strâng că vine ploaia, așa că v-a plăcut ce ați văzut. Puteți să vă abonați, să vedeți și alte filmulețe, pescuit și pasiune. Mulțumesc de vizionare și vă doresc fir întinți.